Ion Luca Caragiale. Momente și schițe. O cronică de Crăciun. Într-o urâtă dimineață, pe la sfârșitul lui noiembrie, ploaie, ninsoare, vifor, să nu scoți un câine afară din bordei. Chem pe cel mai încercat colaborator al Revoltei Naționale și îi zic: stimate domnule Caracudi, dumneata, care de atâta timp ne-ai dat ca reporter dovezi de strălucită imaginație, ești designat să faci ziarului nostru un important serviciu. Care, domnule director, scoatem de Crăciun un număr literar, științific și artistic. Avem în sertare destulă materie. Vom face o frumoasă selecțiune. Ne lipsește numai cronica specială pentru sărbătoarea nașterii. Ce zici? Cu plăcere. Crăciunul cade luni. Trebuie să apărăm cel mai târziu joi la 21 de dimineață. Un număr de lux, îngrijit, nu rasolit ca numerele cotidiene. Bine aranjat, tipărit frumos și nu ciuruit de greșeli. Bineînțeles, dar ce? Ia priviți afară, ce vreme! Într-adevăr, e un vifor strașnic. Ce-ar face vreme, zic eu, cu cronica noastră? Nu prea are, dar mă cheamă părintele la masă. Mereu îmi face semne. E foame. S-a sculat de dimineață. Părintele este socrul confratelui. Domiciliază împreună, tocmai peste drum de redacția noastră, în curtea bisericii Sfântul Ion. De pe prispa caselor se vede drept în redacția noastră și viceversa, firește. Vara, când ținem ferestrele deschise, îl cheamă reverendul pe ginere său din gură. Ignate, gata! Iarna îi face semne. De aceea Caracudi lucrează totdeauna la masă de la fereastră. Prin urmare, zic, nu te mai țiu. N-am înțeles. O cronică de Crăciun. Betleemul, staulul, ieslea, steaua magii și celelalte. Nici mai lungă de trei, nici mai scurtă ca două coloane. Mi-e luat măsura, ca un bun ciobotar ce ești, ca la podul mil cunoști. Încalță-mă, iubite confrate, încalță-mă frumos! Drept orice răspuns, iubitul confrate deschide fereastra. Pe unde dă năvală înăuntru, ca un vrăjmaș, viforul de afară. Și strigă tare peste drum. La moment! Să puie ciorba! Apoi mă salută și ies. Deprisos să fac istoricul căsniciei excelentului nostru colaborator. Mă mărcinesc care produce câteva documente. După Revolta Națională, în ordinea lor cronologică. Sunt ieșite toate din pana interesatului, prin urmare, mai presus de orice bănuială de parțialitate. Aflăm cu deosebită plăcere că seară, 11 ianuarie, s-a celebrat în Biserica Sfântul Ion căsătoria valorosului nostru colaborator, I.G. Caracudi, cu gentila domnișoară Florica, eminenta profesoară de istorie, fiica sfinției sale părintelui, Stavroforul Pantelie Burzescu. Nuni au fost simpaticul și iubitul nostru maestru, directorul Revoltei Naționale, cu grațioasa sa consoartă. Felicitările noastre cele mai călduroase! Către finele aceluiași an, la 21 decembrie, a doua zi de Sfântul Ignat, Revolta inserează în fruntea informațiunilor. Aflăm cu deosebită plăcere că gentila doamnă Florica I.G. Caracudi, eminenta profesoară de istorie, a dat aseară naștere unui drăgălaș băiețel, Traian. Fericită coincidență, în aceeași zi, norocosul tată, valorosul nostru colaborator, domnul I.G. Caracudi, a împlinit 35 de ani. Felicitările noastre cele mai călduroase! Peste un an și două luni, iar aflăm cu deosebită plăcere, minus fericita coincidență. Și în loc de Traian, Decebal. După un an și o lună, întocmai, dar în loc de Decebal, Aurelian. La anul în cap, asemenea.
însă, în loc de Aurelian, Mircea. Nu trec bine 11 luni și iar aflăm. Nu mai e loc de Mircea, Dan. Pe toți, de la Traian până la Dan inclusiv, eu i-am botezat. Care va să zică, bine că suntem rude prin alianță cu familia Caracudi și cu părintele Stavroforul. De aceea sfinția sa îmi zice, Nene Iancule. După plecarea Valorosului, caut să-mi aranjez materiile din sertare pentru numărul de lux. Ia să vedem ce putem stoarce cu foarfeca, această presă idraulică a redacției. Artă fără tendință și tendință cu artă. Sau artă cu tendință și tendință fără artă. 65 de file. Cu va urma. Studiu estetic de palpitantă actualitate. Rolul presei ca a patra putere în statul constituțional modern. Sfinte Ignate. 77 de file. Și firește cuva În pustiul lumii mari. Novelă. 100 de file. Format ministerial, foarte mărunt și clar scrise, fără cea mai mică ștersătură sau îndreptare. Asta nu poate fi supusă presei idraulice. Totul, silabă după silabă, trebuiește cu scumpătate respectat. Vom da numai începutul în numărul special și va urma în numerele cotidiane, vreo 30 de foiletoane duble. Un noroc pentru revolta. Admirabilă povestire! În pustiul lumii mari este istoria unui băiat de la țară, care după ce face studii înalte, la noi și în Europa, ajunge profesor în mare vază la București. Suflet curat, plin de avânt, de iluziuni și de ideal, ca orice copil sănătos din popor, caută în lumea mare, unde este introdus de un coleg sceptic, lume putredă de corupție, un suflet, să-l înțeleagă. În zadar, măști pe obrazuri, în inimi perfidie, fard și minciună, cloroză și parfum, putregai în poleială. Dezgustat de acest pustiu, se duce în vacanța mare acasă la țară, de unde a plecat așa de demult. Acolo îi se redeșteaptă toate amintirile sfintei copilării. Îi le povestesc cu drag și pe rând, fiecare cu glasul particular, căsuța părintească, hanul, aria, pătulul, moara, pârâiașul, clopotele de la biserică și de la gâtul vitelor ce se întorc seara în sat. Apoi, potecuțele, pădurica, dalul, valea, soarele, luna, stelele, cântecul păsărilor sălbatice și domestice. În fine, picăturile de ploaie, adierea vântului, miresmele fânețelor și celălalt. Încântat de atâtea tainice povestiri, el se întâlnește la horă, într-o duminică, cu Neacșa, fată vânjoasă, roșie ca un bujor și nefartată, care nu știe franțuzește, nici nu dansează Bostonul și Cakewalk, dar care vorbește o românească pură, plină de farmecul originalității folclorice, și joacă hora și bătuta, brâul și chindia, de dârdie pământul, până de demal pe toți flăcăii satului. Ba și pe alții, veniți de prin satele vecine, de dor să joace cu dânsa. El, transportat, supunându-se unei mișcări lăuntrice, îi face un compliment. Ea, asudată, îi arde o palmă. El se vâră să o ia în brațe. Ea îi trage un pumn în falcă. El se îndeasă mereu să o sărute. Ea îi zice, o călcater, și de un brânci te-l aruncă grămadă în șanțul drumului. El se scoală de acolo zdruncinat, oftează din adânc, se scutură frumos, merge drept la tatăl Neacșei, moșoancea Tureatcă, un bătrân român neauș, cu minte și vesel, vestit pentru păcăliturile și glumele lui, 7 poștii de jur împrejur și cere mâna bujorului de fată. E estetic, fiind natural și logic, ceea ce se numește le coup de foudre, dragoste ca trăsnetul, se explică mai mult decât la orașe, la țară unde nu se pomenește încă de paratonere. Mâna cerută este,
după nazurile de rigoare ale copilei, acordat. Nuntă mare, cu descripția amănunțită a tuturor străvechilor datine române, atât de originale și de pitorești. Și eroul e fericit. Uf, am scăpat de pustiul lumii! Zicând acesta, dă să-și îmbrățișeze nevasta, de față cu atâția veseli nuntași. Ast împărtemă, loitar, zice pudică Neacșa, ferindu-se de indiscreta pornire a legitimului și repezindu-l cât colo. Toți nuntașii fac mare haz, iar înțeleptul bătrân, moșoancea Turatcă, un fel de povestea vorbei în carne și oase, zâmbind cu adânc înțeles, șoptește. Vezi ce face pustia de dragoste vere? Aolică ce-am ajuns să iubim pe subtascuns! Și așa se sfârșește frumoasa povestire, la fila 100. Prea de grabă. Păcat. Desigur, nu sunt un om mulțumit de sine însuși. Înțeleg destul de bine cu cât de nesuficiente mijloace m-au înzestrat zânele, ursindu-mă carierii pline de înalte răspunderi, nobilei misiuni de publicist român. Cu toate astea, niciodată n-am simțit sub coastele din stânga dureroasa, după cât văd la alții, rozătură a viermelui invidiei. Slavă ție, Doamne! În inima mea destule rele au putut încăpea, dar n-a fost locșor întrânsa și pentru groaznicul parazit verde. Și totuși, simt nespusă mâhnire la vederea unui pachet de atâtea file format ministerial, curat și mărunt scrise. Ah, de ce nu poate și pana mea, alergând fără a se poticni, străbate întinsele albe câmpii? Cum nu știu și eu birui pe nerăsuflate ca în doarea câtorva testele de hârtie? Pentru ce crude ursitoare nu e în stare și mâna mea seacă să toarne atâtea generoase torente și cascade de proză? Pe când fac tristele mele reflexiuni, intră, plouat ca un cățeluș lățos, tânărul și simpaticul nostru colaborator literar, pseudonimul Picolino. Un copil care a primit de mic o distinsă educație literară franceză în casa părintească. La anul termină liceul. E încă minor, dar ce talent! Cu ce facilitate și personală apucătură îți aruncă rima! L-am întrebat când, sfios, mi-a adus întâia oară câteva poezioare, niște adevărate perle. Enseigne-moi, jeune homme, où trouves-tu la rime? Spune-mi, tinere, unde găsești tu rima? El mi-a răspuns îndată, modest, dar sigur. La rime, cher patron, est mon souci minim. Rima, dragă profesore, este grija mea cea mai mică. Picolino, drăguță, tocmai la dumneata mă gândeam. Un număr special de Crăciun, numai cu proză, e ca un cozonac fără stafide. Poți te rog să-mi dai curând 2-3 poezioare? Vi le aranjez îndată, maestre. Le am aproape gata. Și mititelul bard, după ce și-a târnă pălăria și paltonașul, își suflă în degetele delicate, se ghemuiește la un colț de masă cu spatele spre sobă și începe să lucreze. I-auzi pana scârțind ca un șoricel care ronță e pripit în taină. În mai puțin de o jumătate de ceas, minorul îmi prezintă 3 pumni de stafide, școală modernă, pline de savoar. Bravo, tinere favorit al grațioasei Erato, versurile dumitale sunt delicioase. Sper să scoatem un cozonac ori concur. Puțin desigur dintre cititorii acestor rânduri vor fi apucat pe vremuri Revolta Națională, de mult acum a dispărută. De aceea nu credem nepotrivit a da aici o probă de talentul precocelui nostru colaborator literar. Abis. Da, mă iubești, dar simt prea bine cu cât te strâng la pieptul meu că e un abis până la tine. Eu nu sunt tu, tu nu ești eu. Și dragostea ce am simțit-o să umple abisul nu putu. Te te-aș iubi oricât, iubito, tu nu ești eu, eu nu sunt tu. Picolino. Au trecut peste 2 săptămâni de la acestea. Vine Crăciunul. În fiecare zi îl întreb pe amicul Caracudi. Dar cronica?
E ca și gata. Când mi-o aduci? Mâine. Tot așa de azi pe mâine, am ajuns marți în ajunul lui Ignat. Poi mâine dimineața trebuie să apară numărul. Materia cealaltă e gata. Aștept toată ziua. Degeaba. Îi trimit vorba acasă peste drum. Îmi dă răspuns să n-am grijă. Deschid fereastra. Îl strig. Nimic. Se înserează bine. Un gând neplăcut îmi flutură prin cap la amintirea proastei glume ce i-am făcut-o. Să știi că am rămas fără cronică de Crăciun. M-a încălțat. Cârpaciul, tot cârpaci. De-abia a zburat gândul meu și iată domnul Caracudi. Cum îl văd? Cronica? Unde e cronica, nene? E dată la tipografie. Adevărat? Pe onoarea mea? Și zicând acesta, mă privește cu acel zâmbet și acea clipire din ochi caracteristice care, de câte ori le întâmpini, te fac să gândești: dacă ăsta nu este imbecil, atunci mă crede pe mine că sunt. De vreo câteva zile se îndreptase vremea. Se zbicise bine. Speram după semne să avem zile frumoase de sărbători. Când colo, peste noapte spre Ignat, se schimbă deodată vântul și ținte iar. Plouă, ninge, îngheață, se topește. Vifor orb, o vreme să nu scoți un reporter afară din redacție. Mă scoldis de dimineață cu grijă. Cum mă deștept, îmi dă servitoarea o scrisoare. E de la domnul Costică, paginatorul ziarului. Domnule Iancule, cronica dată de domnul Caracudi am oprit să o culeagă. Acum nu merge. Trebuie amânată până la primăvară. Stăm pe loc cu numărul. Ce e de făcut? Vă rugăm, veniți cât se poate mai curând. Nu înțeleg ce să fie. Eu te măsui într-o birjă. Ce vreme, Dumnezeule! Am ajuns. Ce e, domnule Costică? Uite, domnule Iancule! Citesc ca dus de pe lume. Hristos a înviat! De la un capăt al globului la celălalt, din răsărit până în apus, de la miază noapte până la miază zi, pe când natura se împodobește în strălucitele vesminte ale primăverii, în sunetele triumfale a mii și milioane de clopote, de la mândrele catedrale ale celor mai splendide capitale de imperie, până la umilele bisericuțe din cele mai sărmane cătune, popoarele creștine se salută vesele cu magicele cuvinte: Hristos a înviat! Ah, infamul, asasinul, strig eu. M-a omorât Caracudi, frate Costică. Ce e de făcut? Faceți dumneavoastră ceva la iuțeală. Fuga la redacție. Nu voi nici să-mi arunc ochii peste drum. Scriu și șterg și iar încep și iar șterg. Tremur și mă apucă un cârcel la deget. Nu mai pot ține condeiul. Și ceasurile sunt aproape 10. Și iar îmi blestemur sitoarele. Când apare pe ușă cine? Cine? Asasinul! De-abia pot ridica privirea și cu glasul leșinat ca de lehuză după grea facere îi zic: mersi, nene Caracudi. Bine ți-ai bătut joc de mine, drăguțule. Cum joc, domnule director? Poftim! Și întind filele mototolite. Le privește și începe să râză. Scuzați, a fost o mică eroare. Eu le-am cronicele astea, gata. Dar prin ce am trecut de ieri până adineauri, dacă ați ști... Am greșit. N-am luat seama când am scos-o din sertar. Și cât îmi vorbește foarte volubil, mereu se uită pe fereastră. Merg să vă aduc una de Crăciun. Știu sigur că am și una de Crăciun. Numai s-o găsesc, fiindcă acum e un deranj la noi, nu v-am spus. A născut Florica. Eu din ce în ce mai leșinat. Când? Adineauri, pe la 7 dimineața. Cum? E fată, dar are încă dureri. Atunci nu mai trebuie să te duci, frate Caracudi. Tot ce te rog e să iei un condei, că eu nu pot scrie. Am un cărcel la degete. Scot din raft tomul 11 din La Rus. Îl deschid și zic blând valorosului tată: scrie, te rog. El se așează la locul lângă fereastră, pe care o șterge bine de aburală cu căciula. Eu dictez:
Sărbătoarea Crăciunului este una dintre cele mai vechi ale creștinătății. Ca să ajungem la epoca instituirii ei, trebuie să suim până aproape de leagănul bisericii. După unii autori, această sărbătoare a fost statornicită la anul 138 al erei noastre, de către episcopul Telesfor. Văd pe Caracudi scriind cu ochii pe fereastră, fără să se uite la Condei. Ce-am zis? Îl întreb. Anul 1883 al erei noastre, de către episcopul Telefon. Și până să-i strig eu, ieși afară, trântește Condeiul, pune mâna pe căciulă și iese ca din tun bufnind ușa. Peste un moment, Picolino. Îi dictez articolul. După amiază, tirajul la 4 pagini e aproape gata. Și iată iar domnul Caracudi, foarte radios. Domnule director, am o informațiune care trebuie să treacă neapărat în numărul de lux. Știu că o să vă facă plăcere. Și-mi citește. Aflăm cu deosebită plăcere că gentila doamnă Florica I.G. Caracudi, eminenta profesoară de istorie, a dat azi dimineață 20 decembrie naștere la două fetițe, Despina și Chiajna. Fericită coincidență, în aceeași zi norocosul tată, valorosul nostru colaborator, domnul I.G. Caracudi, a împlinit 40 de ani. Felicitările noastre cele mai călduroase! Numărul nostru a ieșit tare frumos. Au făcut mult efect și articolele științifice și poeziile și începutul nuvelei, dar mai ales au impus un vădit respect confraților informația cu fericita coincidență și savantul meu articol despre instituția Sfântului Episcop Telefon. Duminică, în ajunul Crăciunului, primim la redacție vizita părintelui Stavroforul Pantelie Bârsescu, care vine să ne heretisească cunoașterea, însoțit de valorosul nostru colaborator, strașnic de vesel amândoi. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței și celelalte. Și după ce îi sprevește cântarea, la mulți ani, nene Iancule! Eu mă închin smerit, sărut icoana și aruncând ginerelui o privire dulceagă, răspund socrului. Adevărat a înviat, taică părinte! Și afară-i grozav și plouă și ninge și pică și îngheață, o zluată cumplită, un vifor nebun, o vreme prăpăd, să nu iasă un popă afară din casă.